Nu primești informația de interes public solicitată, adresează-te instanței. Care sunt pașii pe care trebuie să-i fac dacă instituția publică refuză sau întârzie să-mi comunice informația solicitată? Ai la dispoziție două opțiuni. Formulezi o reclamație administrativă la conducătorul respectivei instituții publice și sau dai în judecată instituția publică în termen de 30 de zile de la data până la care aceasta trebuia să-ți răspundă. Și cum procedezi pentru a înainta o reclamație administrativă? Plângerea trebuie să cuprindă aceleași mențiuni ca și solicitarea inițială de acces la informații de interes public, plus motivele pentru care consider că legea numărul 544 din 2001 a fost încălcată. Reclamația trebuie să o trimiți conducătorului instituției publice în termen de 30 de zile de când ți s-a comunicat refuzul sau nu ți s-a răspuns. Atenție, nu trebuie să aștepți răspuns la reclamația administrativă pentru că riști să pierzi termenul de 30 de zile pentru a da instituția în judecată. Cum procedezi pentru a chema în instanță instituția publică? În termen de 30 de zile de la răspunsul sau nerăspunsul instituției publice, te adresezi tribunalului. Depunerea cererii se face în baza legii privind liberul acces la informații de interes public, cât și în baza legii contenciosului administrativ. Nu plătești taxă de timbru, iar angajarea unui avocat nu este obligatorie, dar dacă o faci, trebuie să-i achiți onorariul. De ce documente am nevoie la tribunal? O cerere tip de chemare în judecată disponibilă și pe dialogcivic.gov.ro în secțiunea dreptul tău de a ști, dovadă de primire a solicitării cu mențiunea datei la care a fost depusă cererea la instituția publică sau print screen-ul în cazul corespondenței pe e-mail. Copia cererii care a fost depusă la instituția publică, copii după corespondența cu instituția sau alte documente relevante în susținerea ta. Ce se întâmplă în cazul în care nici acum instituția nu-mi dă informația solicitată? Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța de contencios administrativ constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 de lei la 10.000 de lei. Este dreptul tău să ai acces la informațiile de interes public. Folosește-l! Campanie de informare inițiată de MCPDC, dreptul tău de a ști!